Coaliția încearcă să păcălească românii cu desființarea sute de mii de posturi la stat, dar în realitate nu se poate atinge de mare parte dintre ele. Ciolacu s-a lăudat că elimină 200 de mii de posturi din aparatul bugetar supradimensionat, doar că cea mai mare parte din ele sunt posturi strategice. Potrivit unui document analizat în exclusivitate de Digi24, aproape 120 de mii de posturi vacante sunt în curțile de justiție, la ANAF, la sănătate, în educație și apărare, adică exact acolo unde statul invers are nevoie de angajați. Sunt alături de noi jurnaliștii Digi24, Claudiu Pândaru și Silvian Trandafir. Vă mulțumesc foarte mult! Bun găsit! Și noi. Silvian, tu ai obținut în exclusivitate acest document. Cum arată? Ce poate statul să reducă și ce, din potrivă, nu se poate atinge? În documentul acesta avem toate posturile vacante din acest moment de la stat, sunt 202.000. Știm că premierul Marcel Ciolacu s-a lăudat că va putea să taie 200.000 de posturi. Asta este măsura pe care el o ia înainte să introducă noile taxe și impozite. Doar că din câte se vede în acest document, avem 117.000 de posturi care țin de strategie, de siguranță națională. Mai bine de jumătate. Exact. Avem în jur de 30 și ceva de mii, peste 30 de mii la apărare, la MEAPN și MEAI. Într-adevăr, există, de exemplu, la MEAI foarte multe posturi în birou, sunt oameni care stau în birou și operațional afară, nu sunt foarte mulți polițiști, de aceea se tot încearcă de ani de zile să se aducă cât mai mulți oameni în sistem. Pe cealaltă parte, avem în justiție aproximativ 3.000 și ceva de posturi vacante. Justiția în acest moment oricum funcționează greoi, pentru că exact asta se plâng în continuu magistrații, că nu sunt oameni. Deci să le tai în acest moment posturile și mai mult decât atât știm foarte bine care este lupta între guvern și magistrați. Niciodată n-a câștigat guvernul și nu va câștiga în cazul în care vor să desfințeze astfel de posturi. Facem un calcul simplu. Din 200.000 de posturi desfințate cu care s-a lăudat Marcel Ciolacu, rămân puțin peste 80.000, deci ce taie? 80.000, dintre care mai avem 10.000 aproximativ în instituții finanțate de la bugetul de stat și șomaj, adică instituții precum AJOFM. La fel, de acolo nu poți tăia, pentru că oricum avem o rată a șomajului foarte mare și avem foarte mulți tineri care în momentul ăsta nu lucrează. Deci, cumva, tinerii ar trebui să meargă către aceste instituții. Mai tăiem și din partea asta, mai avem aproximativ 25.000 de posturi care sunt în instituțiile finanțate din fonduri proprii, deci din nou, adică vorbim de universități, nu poți iar să intervii acolo. Cea mai mare parte, peste 50.000, sunt posturile din instituțiile publice de locale, primării și consilii județene. Claudiu Pândaru, din 200.000 de posturi vacante, ajungem la 80.000, mai tăiem, ajungem undeva puțin peste 50.000, ne ducem spre 70.000. Vorbim de posturi, nu de oameni, efectiv, nu de angajați. Este doar praf în ochi toată această declarație a lui Marcel Ciolacu? Este, de fapt, o pierdere de timp. Adică guvernul, în momentul de față, doar simulează reforma aparatului bugetar. Și electoral. Doar o simulare. Realitatea este așa. Executivul trebuie să facă două reforme importante și nu are voie să le mimeze. Reforma pensiilor, nu doar reforma pensiilor speciale și aia amânată pentru că legea a fost scrisă prost, pentru că la Curtea Constituțională, sigur, sunt judecători care sunt direcți beneficiari de pensii speciale, dar executivul trebuie să facă per total reforma pensiilor. Sistemul pensiilor în România este unul nesustenabil. În momentul în care generația celor care acum au 40 de ani va ajunge, sigur, dacă nu lucrează pe nu știu ce posturi speciale, da, va ajunge în mod normal să iasă la pensie, sistemul, statul nu va avea cum să mai plătească pensiile. Pe lângă această obligatorie reforma sistemului pensiilor, mai trebuie făcută și reforma sistemului de salarizare din România. În momentul de față, salarizarea în sectorul bugetar este neechitabilă, prost construită și statul nu are în multe locuri o viziune foarte clară a banilor pe care îi plătește angajaților. Sunt zeci de mii de sporuri
care mai de care mai stranii. Sunt zeci de mii de feluri de a ocoli și de a crește artificial veniturile unor angajați din părți ale statului român. Nimic nu este unitar, nimic nu este clar. În momentul în care te apuci să intri în statele de plată ale instituțiilor bugetare din România, te apucă groaza. Repet, statul nu are în acest moment o imagine clară a banilor pe care îi plătește angajaților săi. Sistemul trebuie reformat. Sunt, de altfel, două angajamente pe care România și le-a luat în fața Comisiei Europene pentru a primi banii prin PNRR. Dar dincolo de acești bani europeni, ce trebuie să înțeleagă fiecare cetățean din această țară este că aceste sisteme trebuie reformate pentru că altfel vor intra mai devreme sau mai târziu în colaps. Nu pot să continui așa, nici măcar pe termen mediu, dar aminte pe termen lung. Ori, în loc să intre serios, deși au totuși luni bune, poate mai bine de un an, de când tot discutăm de aceste reforme, în loc să intre serios și să strângă reprezentanții ai mediului universitar, sindicate, să se pună la aceeași masă și să discute real despre aceste reforme, noi vedem tot felul de discuții despre numărat steaguri și locuri, scaune care există, nu există, desfințăm, dar stai un pic acolo, totuși e nevoie, dar ne dăm seama că dacă am pus dacă am peticit sacul într-un colț, pleznește prin altă parte, e inutil și nu va ajunge nicăieri acest exercițiu superficial de a pune în regulă finanțele acestei țări. Bugetul României a fost prost construit pentru anul 2023. Consiliul Fiscal, încă din decembrie anul trecut, deci din decembrie anul trecut, spunea, analizând și, în fine, capacitatea de analiză a Consiliului Fiscal n-ar trebui comparată cu ceea ce ar trebui să reprezinte capacitatea de analiză a Ministerului de Finanțe. Ministerul de Finanțe are toate datele, toate instrumentele și mii de angajați să o facă. Sunt cei care ieșeau pe holuri săptămânile trecute. Consiliul Fiscal a spus că bugetul va avea în realitate un deficit ce se duce către 5,7. Ajungem poate mai sus decât acolo. Pentru că statul român și-a calculat prost cheltuielile, statul român a supraestimat veniturile și acum stau și se uită și ce? Apelează la singurul instrument pe care îl cunoști cel mai bine, că e cel mai ușor de făcut, să mărești din pix taxele. Nici de acolo nu vor avea veniturile pe care le estimează. Deci, domnul Ciolacu, ar fi bine să se dea puțin înapoi, înainte de alegeri, să ia miniștrii și să-i pună la masă, pentru că nu are alte soluții. Nu se pot inventa bani peste noapte și în absența acestor reforme, țara asta se duce în prăpastie. Vă mulțumesc foarte mult, Claudiu Pândaru, realizatorul emisiunii În fața ta, Silvian Trandafir, jurnalist Digi24. Mulțumesc.